Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții aici, la Hunedoara 1 TV. E 1 august. Ar fi trebuit să fim în vacanță? Nu știu. Rosi, bună dimineața! Nici Rosi nu e în vacanță, dar pleacă săptămâna viitoare. O să fie cu surprize, pentru că știu că și-a pregătit o căruță de aparatură. Și-ar fi trebuit să-și pregătească cortul, dar el și-a luat aparatul foto. Cu siguranță să ne aducă imagini și filmulețe de pe unde va merge în vacanță. Că așa e la noi aici, la Hunedoara 1 TV. Și mai ales la Dale Dimineții, în echipa Ioana Rosi. Nu întâmplător povestim astăzi de 1 august de vacanță, pentru că, întâmplător sau nu, alături de mine nimic nu e întâmplător în viață, alături de mine în platou în această dimineață e fratele lui Rosi, Andrei Rosetti. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! Care n-a venit singur și a adus și o prietenă, Karin Grun. Bună dimineața, Karin! Bună dimineața, Iana! Na, ca să vedeți că în viața asta pleci cu ei în excursie acum în concediu sau nu pleacă numai ei doi? Nu, din păcate la mine vacanța se termină acum. Deci voi... Se termină mâine. Astăzi e ultima zi de vacanță, practic. Wow, ce moment! Și tocmai am venit de la munte, așa că... Unde ați fost la munte? În Retezat. Și voi tot acolo vreți să mergeți în Retezat? Da, trebuie. Am înțeles că au lăsat ceva merinde pe acolo ascunse, așa că încercăm să le găsim. E un fel de treasure hunt. E foarte frumos, dragii mei, când prietenii se adună la oaltă și se adună așa la o masă, nu neapărat rotundă, ca mea din sufragerie de la Dale Dimineții în patru colțuri, se întâlnesc și povestesc. Și din povestea Karin, Andrei și Raul Rosetti am tras cu ochiul din discuțiile lor de acum, cred că o lună, cam o lună, nu? A început povestea, Andrei. Cam așa, cam acum o lună am început să... Dacă ar fi să o întrebăm pe Karin, cred că a început acum vreo două decenii, dar o las pe ea să povestească despre asta. Acum, concret, povestea cu Liții, cu Alice, a început de... Câte luni? De aproape un an. Cam de un an. De un an lucrăm noi. Din august 2023. Rosi Mare, Raul, a intrat un pic mai târziu în echipă, poveste. Dar ne-a ajutat destul de mult și el. Și da, e o poveste despre o persoană și o să o las pe Karin să spună mai multe despre această persoană, fiindcă ea a cunoscut-o. Partea mea de poveste a fost cum aduc această istorie, aceste mai multe sub-stories, sub-istorii, istorioare mai mici din viața acestei persoane în domeniul meu de activitate, care în ultimii ani e pictura, a rămas pictura, dar e și a face expoziție, cum ne exprimăm prin cadrul ăsta al expoziției. Și atunci, împreună cu Karin, ne-am gândit să își împlinească ea un vis mai vechi și o să spună iarăși ea despre ce e vorba și eu să încerc să fiu un fel de asistență tehnică împreună cu Raul, împreună cu alți prieteni, care Ovidiu Bădescu, Maria Pașc și echipa de la Galeria 28 din Timișoara, unde mi s-a dat și mie destul de mult mână liberă să fac expoziții și am profitat de asta să îmi invit prietenii în niște proiecte făcute în joacă, făcute ieșind puțin din ce făceam până acum. Cam asta e. O expoziție dedicată unei persoane minunate, cu o viață foarte interesantă, cu o arhivă foarte interesantă pe care Karin a pus-o la dispoziție și a folosit-o foarte interesant. Și de aici cred că ar trebui să o lași pe Karin să spună mai multe, că tot deschid așa ușițe și... O lăsăm pe Karin să se obișnuiască cu stilul nostru de aici, de la Dale Dimineții, să intre în atmosferă.
și dau citire, Rosi, dacă te rog din suflet, afișul cu expoziția care a fost în Timișoara și e că e până în 10 august, mulțumesc, Rosi, în perioada 19 iulie 10 august 2024 la Galeria 28 din Timișoara este deschisă expoziția Eseu și nu o să citesc, dragii mei, în limba... Pot să citesc eu, dacă e nevoie. Te rog din suflet. In preter olis repilăc. Și asta înseamnă în ungurește eu, Alice Bretter, era numele ei de fată, zbor. Și asta vine dintr-o anecdotă a ei. O să ajungem acolo. Gazdele expoziției Maria Pașc și Andrei Rosetti o au de această dată parteneră de dialog vizual și nu numai pe Karin Grün, stabilită de mulți ani în Franța. Karin a urmat studii de filologie, da? Da? Greșesc? Nu, nu greșesc. Mă poți contrazice, să știi că chiar îmi place. În Timișoara, Paris și Arras, n-am greșit în dimineața asta, nimic intenționat să-l... Și face parte din aceeași generație cu Andrei Rosetti. Asta vreau să vă spun, dragii mei, și vreau să insist. Generație cu Andrei, alături de care în anii 90 frecventau un grup informal de prieteni, majoritatea studenți în Timișoara, în vari domenii preocupați de muzică, cinematografie, literatură, arte, etc. Expoziția propusă de Karin Grün este un portret, o evocare a unei persoane, asta am înțeles. Ce mi-a plăcut și mergem mai departe, găsiți acest, ce eu citesc, găsiți pe pagina de Facebook a lui Andrei Rosetti, găsiți acolo tot materialul. Ce mi-a plăcut în mod deosebit și ceea ce... mă aduce cumva foarte aproape, fără să o cunosc personal pe Karin până în această dimineață și nici pe doamna Liții de acolo, deși mi-aș fi dorit, spune așa, avem, o întreabă Maria Pașc pe Karin, avem nevoie de modele, dar răspunsul e pe măsură. Cred că e o întrebare la care fiecare ar trebui să răspundă personal. Cine nu are... să devină. Parcă cumva te cunosc dintr-o altă viață. Răspunsul e magnific. E... Cum putem deveni modele, Karin? Până să ajungem la expoziție, până să ajungem la prietenia voastră foarte frumoasă. Cum poți să devii model de viață? E o întrebare filozofică, existențialistă. Nu știu să răspund așa foarte clar. Cred că... Deci eu nu o să dau un răspuns acum. Revin. Cred că fiecare trebuie să răspundă la lucrul acesta, dar cum să devină fiecare un model față cu conștiința proprie pe care o are. Dacă lui, persoanei respective, îi se pare că este în conformitate cu ideile proprii pe care le are, că sunt bune, că sunt rele, mă rog, asta fiecare face, discernă cum dorește, dar cu cât suntem mai coerenți cu noi înșine, cred că e profitabil în primul rând personal, iar în al doilea rând dă o imagine de autenticitate. Și probabil autenticitatea poate să devină un fel de model în ochii altora. Mă gândesc. Așa o vedeam pe Liți în orice caz. Exact. Cine e de fapt Anti Liți? Care era, care a fost legătura dintre tine și ea? De ce te-ai impresionat, să spunem așa? A fost un model? Eu pe Liți Neni, că așa o chemam, așa îi spuneam, deci așa îi voi spune în timpul emisiunii, pe Liți Neni o știu sau o știam de când mă știu. Eu m-am născut cu Liți Neni acolo. Tatăl meu, unchiul meu s-au născut cu Liți Neni acolo. Liți era prietena bunicii mele și așa a intrat ea în viața ei, mea, sau așa am intrat eu în viața ei. Ea a fost totdeauna prezentă acolo și încetul cu încetul
mulți ani după, cred că mai mulți ani după ce a dispărut, mi-am dat seama cât de important a fost pentru mine. Bine, pe la 20 și ceva de ani mi-am dat deja seama, era încă acolo și am înțeles că ea va fi totdeauna o persoană la care mă voi referi ca om. Pentru că mi-a lăsat foarte multe anecdote, așa printr-o simplitate și o naivitate curgătoare și foarte naturale, mi-a lăsat o amprentă fantastică. Și pot să spun într-un fel că a devenit un model, nu era cineva pe care să-l urmezi într-un fel totalmente sau cu ochii închiși. Era o persoană foarte autentică. Avem un filmuleț, dragii mei. Începem, dăm start acestei povești până la urmă. O să descoperim împreună cine a fost tanti Liti. Avem un filmuleț pe care Raul și Andrei l-au pregătit. O să aflăm și cine e vocea de pe filmuleț, dar haideți să vedem prima dată ce vedem acolo, despre ce e vorba și pe urmă intrăm într-o poveste de viață superbă, reconstituită de acești oameni minunați din fotografii. Fotografii, am citit acolo în postare, din Deva de altă dată, acel oraș boem, nostalgicii, devenii, băștinașii spun că Deva a fost cândva așa un oraș boem și diferit de ceea ce trăim astăzi. Putem să vedem asta, dar am înțeles că mergem și pe drumuri care pleacă de la Petroșani, dar ajungem la Paris și la Auschwitz. Cum ajungem? Ce s-a întâmplat? Cine a fost și de ce? O poveste de viață reconstituită din fotografii. Ceva inedit, ceva care îmi dă așa un fior pe spate, pentru că se vede că din aceste fotografii, eu uitându-mă la ele, îmi dau seama cât de departe suntem de realitatea trăită de acei oameni în acei ani și de fapt ce vremuri trăim astăzi. Dar haideți să ne uităm, să vedem și povestim pe urmă. Veselă, optimistă și plină de umor. Așa era tanti Liti. Îmi amintesc de un episod pe care mi l-a povestit chiar ea, la securitate convocată, înainte de a îi se acorda dreptul de a merge la nepoții ei în Israel, în călătorie, în vizită. Și îi se pune întrebarea: noi ne facem niște griji în legătură cu dumneavoastră, oare o să vă întoarceți? La care ea răspunde: tovarășe dragă, eu am mormântul săpat aici, în Deva. Vin înapoi, trebuie doar sărit un untru. Bineînțeles că aici s-a acordat pașaportul și când a zburat în Israel, primul lucru pe care l-a spus: eu, Breter Alice, numele ei de fată, zbor. Sunt în zbor. Îi plăcea foarte tare să zboare. Și pleca și venea înapoi și a zis: eu totdeauna mă bucur. Și când plec, mă bucur să ajung într-un loc și să-mi văd nepoții. Și când vin acasă, atunci mă bucur să ajung acasă.
Lițineni îmi spunea, Karin, în fiecare zi să-ți spui cât de fericită ești. Era felul ei de a mă învăța să trăiesc în prezent. Și ne povestea despre surorile ei mai mici. Zicea, Lily era cea mai frumoasă dintre noi. Era blondă, cu ochi albaștri, ca un îngeraș. Și cânta minunat la pian. Puteam să o ascult cu orele, nu ca mine, care mă puneam la pian și ca să o păcălesc pe mama, făceam game timp de ore întregi, dar de fapt îmi puneam cartea peste partitura de pian și între timp citeam romane. Și mama mă lăuda apoi că am studiat, dar eram leneșă. Și Bobo cânta la pian, dar nu ca Lily. Eu n-am înțeles niciodată de ce poveștile astea despre surorile ei se terminau când erau tinere, despre copiii lor cu păr bălai și ochii rotunzi și atât. Și doar când am avut peste 20 de ani am înțeles, de fapt mi-a picat fisa cum ar veni, că nu se mai știa nimic despre ele din momentul în care au ajuns amândouă împreună cu familiile lor la Auschwitz. Și atât. A vrut să fugă cu un toboșac. Deci a vrut să fugă cu un toboșac când era tânăr, una dintre surorile ei. Și ea le-a zis la părinți să oprească chestia asta. Și na, după aia sora ei s-a măritat în Oradea? Cluj. Cred. Și deci ți-am zis că toată viața s-a simțit vinovată, că dacă ar fi fost cu toboșarul, ar fi fost la Deva, nu la Cluj. Okay. Că povestea despre Izidor Baci, soțul ei, zicea că era un gentleman, niciodată nu mi-a făcut nici cel mai mic reproș, nici când ardeam prăjitura, zicea Lițichen, nu e nimic, și la mama acasă se mai ardea prăjitura. Erau ca un cuplu perfect, într-un fel, dar toată viața ei a fost îndrăgostită de el și l-a așteptat 7 ani până să se căsătorească. El venea dintr-o familie foarte înstrărită, de industriași, și ea din clasa medie. Familia lui s-a opus căsătoriei până când a venit naționalizarea, iar lui Izidor s-a confiscat toată averea. Și zicea, am fost o pionieră. Timp de 7 ani am fost împreună, fără să fim căsătoriți. Și după naționalizarea, Izidor a întrebat-o într-o bună zi. Lițiche, am pierdut tot. Mai ești de acord să te căsătorești cu mine? A fost cea mai fericită zi din viața mea, zicea Lițineni. Bineînțeles că eram de acord să mă căsătoresc cu el, că am fost toată viața mea a fost foarte îndrăgostită de el. Umorul ei, de foarte multe ori, era un umor absolut inocent și involuntar, de care de multe ori nu își dădea deloc seama. Și uneori legat, era acest umor legat de capacitățile ei de exprimare în limba română, care nu era limba ei maternă și a învățat-o destul de târziu. Dar îi dădea drumul românește fără nicio problemă și fără nicio reținere.
și spunea, de exemplu, că astăzi am fost la carmangerie și am luat niște musculițe de porc. Era convinsă că noi înțelegem că e vorba de mușchiuleț de porc, pe vremea când încă se găsea așa ceva înainte de anii 70. Sau când a rămas acasă cu copiii, în vârstă de 5, 6, 7, 8 ani, și în toiul nopții noi ne întoarcem de la un banchet cu elevii și ne arată un desen făcut de Gobi, de fiul nostru, în vârstă de 8 ani atunci. Și Liții nu era mulțumită deloc de desen, în care era de fapt portretul ei, și a zis, uite cum m-a făcut Gobi, ca pe o vrăjitură. Karin, îmi zicea ea, ai grijă ce-ți dorești când ești tânără, că vei obține. Uită-te la mine. Toată tinerețea mea mi-am dorit să am forme, că eram slabă ca o scândură. Și acum, uită-te la mine. Sunt cât un pian. Dumnezeu mi-a ascultat dorința. Da, un pic mai târziu. Casa Rizidor era mare, unul din cei mai mari comercianți de cherestea din toată Transilvania. Și avea depozite de lemne și, și în Deva și în alte părți. Și când au venit legile antisemite din anii 39-40 și mai departe, au confiscat totul, fascistii, legionarii, zic cum vrei, au confiscat și i-au luat totul. Și el era în relație de prietenie deja cu Liținenii, viitoarea soție, dar familia lui nu prea îl lăsa să se căsătorească pentru că era foarte săracă. El era foarte bogat și el ar fi fost o mezalianță. Și povestea Liținenii cu mult umor de altfel, că cea mai fericită zi din viața ei a fost în momentul când a venit Izidor Bace necășit acasă, că i-au confiscat toată averea, tot nu mai are nimic, sărac lipit omântul, și au spus că acum putem să ne căsătorim. Deci asta era... Asta era ziua ei. Binele fericită. Din tot rău, da. Da, dar e anecdotă, cum să spun așa, de a râsul plânsul. Da, știi? Da. No, dragii mei, nu știu dacă a fost un model de viață, dar cu siguranță a fost o vizionară. În zilele noastre nu facem altceva decât să blamăm acel Facebook, Instagram, TikTok și toate rețelele astea de socializare pe care unii postăm cu nemiluita. Guilty! Și eu! Dar femeia asta are poze. Exista Facebook în 1930 și cât o fi fost, a zis, ce poze artistice, adică tante Liția a fost o vizionară din punctul meu de vedere, să ai atâtea poze din viață, să nu uităm, Andrei, ești artist, pictezi, ești fotograf, astăzi e simplu, card. Să ne aducem aminte cum arăta un aparat foto la vremea aia. Da, era o adevărată mobilizare. Eu am mai lucrat cu arhive, dar n-am lucrat, pentru mine deja e o arhivă mai veche. Deci prin proiectul ăsta, prin joaca asta cu Karin împreună și cu ceilalți, am...
am mers la documente mai vechi și mi s-a părut așa că o însoțesc cumva pe Karin într-un fel de descoperire și a ei. Liții Neni sună, Neni pentru mine e o tanti, da? Pe când aici în fotografiile astea descoperi o tânără foarte prezentă. Bine, privirea pare aceeași, asta o remarcam cu toții, că parcă ne privește în toate, de când nou născut până la final cu aceeași privire, poate viața o privește cu ochii ăștia, poate pe Karin, poate pe noi toți. Uneori am avut senzația, cum ar fi și aici în platou, că ar mai fi nevoie de un scaun. Da. Și asta cumva cu lucrul ăsta mi s-a părut că s-a jucat și Karin, în sensul că în expoziția asta Karin a intervenit foarte interesant după mine. Ați văzut mâinile ei care se jucau cu acea mică expoziție făcută de Liții Neni, fiindcă un album de familie e o expoziție pe care un om o face, își expune amintirile plăcute sau semnificative. Și noi am încercat așa să ne apropiem de ea, de gesturile ei, am expus chiar fotografii în care a tăiat anumite persoane cu care probabil se certase sau ceva s-a întâmplat acolo și le-am expus și pe acelea ca să ne apropiem cât mai mult de ea, de această persoană și felul ei de a se arăta. Ne uitam la fotografii unde a văzut Karin o urmă de cui, deci acea imagine a stat undeva la vedere și am scos-o mai în față din această arhivă. Ce ați văzut acum e puțin, sunt foarte multe fotografii și documente și toate dezvăluie aspecte ale vieții pe care Karin cred că nu le-a trăit așa din plin atunci când era copil, nu? Și-a cunoscut-o sau tânăr. Liții când s-a dus? În anii 90-2000? 96. Deci tu ai... Și tu avea 87 de ani. Și tu ai cunoscut-o, să zicem, pe la 60 de ani. Sau... de ani. Ori acum cred că te-ai uitat mai atentă și eu cu tine pe tot felul de detalii din aceste fotografii. Am descoperit cotloane din Paris, am descoperit locuri din Deva. Din Veneția. Din Veneția, da. Nu doar locuri. A găsit Karin niște documente, meniul zilei la hotelul Ungaria, pe care eu l-am văzut în Veneția și l-admiram. Nu mi-a venit să cred. Pe Lido din Veneția, acolo este un hotel extraordinar, nu pot să nu-l remarci. Nu vorbesc de cel unde se ține festivalul de film. E unul, cum treci spre mare, de unde te lasă vaporașul ăsta, Vaporetto, pe bulevardul acela, Sfânta Ecaterina, pe dreapta e un hotel cu niște ornamente foarte frumoase, cu o grădină frumoasă. Tot timpul mă uitam la el și acum să descoper că într-o zi, în câteva zile, probabil, Liții Neni a tras acolo în drum spre Paris și că avem de acolo meniu, factura de cazare, fotografii din piața San Marco. Deci tot felul de detalii. Am căutat să identificăm cum arăta Liții când a fost la Paris și a trebuit să mergem pe feroneria de la nu știu ce stație de metrou, pe becurile de la acea intrare pe care le-am găsit în alte fotografii. A fost și o muncă din asta. Nu mai spun în Deva, că umblam pe aici să căutăm locul case, o casă foarte interesantă, modernistă, pe care Isidor a construit-o, scrie pe notă, cu 7 ingineri și sunt poze din șantier cu mașini din astea vechi, vechi pentru noi, dar gândiți-vă că pentru ei erau cum e super tehnologia de acum, deci erau niște oameni moderni și casa e modernistă, seamănă cu cea a familiei Groza, făcută de Horia Mihai, de nepotul Ion Creangă și iată, o avem în imagine, o casă interesantă pentru vremea de atunci și păstrată foarte fain în arhivă, cu inclusiv cu ei pe terasă, între cactuși, bând o cafea și cu fază de șantier în care vezi un muncitor, firma fraților Kastner. Am stat așa cu lupa pe fotografiile astea și cu aplicații de astea de lupă și ne-am uitat la tot felul de detalii și cred că a fost și un pentru Karin un proces de a o descoperi pe Liții și altfel decât o percepuse. Absolut. Tu, privirea ta este cea de specialist, de artist, de cel care se pricepe la toate acestea. Privirea mea este una mult mai familiară și mai personală, într-un fel. De aceea îți mulțumesc public pentru colaborarea noastră, pentru că fără tine nu aș fi putut să realizez expoziția aceasta. Da, cum o cunoșteam eu pe Liții, era, cum v-am zis, de când eram mică până când a plecat dintre noi.
Dar mă întreb și acum dacă a plecat dintre noi. Eu o simt în continuare prezentă cu mine în toate momentele mai dificile, din când în când spunea. Eu nu prea cred așa în general, dar mi-am dat seama că mă rog de fiecare dată când am nevoie de un ajutor. Și zice, dar oare e bine? Cred că ar trebui să câteodată să și mulțumesc la Dumnezeu pentru cele ce mi-a dat, că mă bucur. Deci era totdeauna o privire într-un fel pe care o avea și din exterior asupra propriei persoane. Bine, eu aș, iartă-mă că te întrerup puțin, eu aș spune și ceva din povestea ei, fiindcă vedem portretul, vedem ce spui tu, ce spune ea, dar așa o să spun foarte scurt și poți să te rog tu să revii. Eu ce am văzut în fotografiile astea și în documente, că sunt și certificate de naștere, de căsătorie, tot felul de acte legate de naționalitate, de felul în care statul care se mișca era autoritate maghiară, apoi autoritate românească și așa mai departe, vezi un parcurs și în documente și în fotografii, un parcurs care începe, înțeleg, la Petroșani și a fost foarte fain și asta, să descoperi fotografii de atunci, cu marca studiourilor de la Petroșani, la Alba Iulia s-a născut. Și avem ceva fotografii din studiouri din Alba Iulia, cu marcă, cum le făceau obiectele în sine, erau ceva, aici nu e una, dar sunt unele care au niște decorații pe spate cu marca fotografului. Imagini în casa despre care ne scuzăm că da, casa e și un episod. Deci Liții pleacă, o avem nou născut în fotografie în Alba Iulia, se duce în Petroșani, vezi pe munte, sunt acei 7 ani în care ei se iubeau, ea cu Isidor, dar se ascundeau de familie, fiindcă familia lui nu accepta această iubire. Imaginați-vă că există mărturii din cei 7 ani. Deci ei doreau ca cei 7 ani să rămână în poveste. Da, da. Mărturiile erau cât de cât ascunse, adică nu erau pentru privirea tuturor, chiar dacă ei au poze împreună, dar mergeau la munte din cât povestea lui ține nimic. Se fereau. În văzul lumii. Ea are 2 surori, se fac niște familii, apar niște copii, aceștia pleacă la Auschwitz, o nebunie întreagă. Știm lucrurile astea din povești, din filme, dar acum le descoperim în Deva, le descoperim în destine din astea frumoase, dar și dramatice, nu? Care se întâmplă aici, cu oamenii de lângă noi. Eu am găsit colegi, mă gândesc la Ubi, la alții, Răzvi Popa, care toți au zis, a, o știu, cum să nu, am făcut franceză cu ea. Ea ajunge să facă, să studieze franceza, el îi finanțează, înainte să fie căsătoriți, această călătorie, ca ulterior lui să-i se ia tot în 2 rânduri, odată de regimul Antonescu, a doua oară de comuniști și să ajungă fără nimic și fără drept de muncă și ea cu franceza în tinerețe, cu câțiva ani înainte, susținut cursuri, învățat la Paris, cu asta a ținut familia. Și așa o știu de veni, ca acea profesoară în privat, că nu putea fi integrată în sistemul de stat, fiindcă se face cu Alliance Française și cu Sorbona cursuri, nu era recunoscut atunci de noi, de învățământul nostru, deși Alliance Française și acum dă certificatele de limbă franceză. Ea cu acest know-how dobândit într-o călătorie ține familia o viață apoi, fiindcă el nu mai are drept de muncă, deși fusese unul din industria și județului Hunedoara. Am găsit bilanțuri în monitor oficial ale firmei Kastner, am găsit momentul în care regimul Antonescu naționalizează firmele, după aia vin comuniștii, iau și casa, iau tot dreptul de muncă. Deci o istorie cu oameni care mor la Auschwitz, cu o familie care se întemeiază tocmai când îi se ia tot. Și ea totuși să-ți dea bucurie de viață și optimism peste toate. Niște oameni care sunt modele, că au fost normali în niște vremuri total anormale. Deci cam asta am văzut eu. A avut puterea să renască practic după fiecare tragedie din care i s-a întâmplat. Deci ele s-au născut, mă rog, știm despre Alice că s-a născut în Alba Iulia. În schimb, despre surori nu am aflat exact unde s-au născut. Ele au trăit după aceea cu familia în Petroșani și căsătorindu-se ea în 1941, după cum a povestit Andrei, am impresia, Andrei, că deja parcă ai fi cunoscut-o pe Lițineni, atâta de bine și cu atâta patimă vorbești deja despre ea, îmi pare foarte bine.
Deci în 41, când s-au căsătorit, ei au rămas la Deva și după cum am văzut în pozele care arătau casa lui Izidor, probabil noi ne gândim cu Andrei că ar fi fost pe Andreișa, pe strada Andreișa Guna. Rămâne să mai căutăm în arhive acest lucru. În schimb, surorile ei au trăit în momentul în care sau după ce s-au căsătorit în Oradea. Ori, în 1944, majoritatea familiilor evreiești au fost deportate la Auschwitz din Oradea, la finalul războiului. Și surorile ei, împreună cu copiilor, noi avem poze cu Peterke, care era fiul lui Lili, sora ei mai mică, dar cu ceilalți copii nu am reușit încă să detectăm. Deci ei au dispărut complet. Și nu înțelegeam de ce totdeauna poveștile despre Lili și Bobo se terminau ce frumos cânta Lili la pian și ce prostii făceam noi împreună și ce bine ne înțelegeam. Și se termina povestea. Și după aceea, când mă mai duceam să mai întâlnesc pe Liții, din nou începea. Că ce bine mă înțelegeam eu cu Lili și cu Bobo și ce prostii făceam și ce frumos cânta Lili la pian. Și se termina. Mulți ani după aceea nu am înțeles ce... Că s-a terminat la Auschwitz. Dispărut, da. Da. O să vreau după urmă să arătăm poza. Rosi îmi spune, Raul Rosedi, cel mai mare dintre frații, îmi spune în cască că se aude o muzică foarte faină de la Galeria 28, pentru că am plecat de la Deva, dragii mei, din primul filmuleț. Suntem la Timișoara în momentul ăsta, la Galeria 28, suntem în timpul expoziției. Aici am înțeles că e o melodie foarte, o muzică foarte faină. Ce muzică e? Oare care din ele este? Nu știu, că... E prima, sunt vreo trei din cei selectat. Niște operete ungurești? Sunt vreo trei din cei selectat ungurești? Da. Trebuie să lași să auzi muzica un pic. Să vedem ce muzică, să-și dea Andrei seama ce muzică avem. Eu ce vreau să spun altceva, că spuneam că am avut acolo niște intervenții fine a lui Karin. Ce făceați aici? Era parfumul. Parfumul? Liții Neni era o persoană foarte cochetă. Dar tu ai păstrat toate astea? Te las să imaginezi tot ce îți dorești. Cred că o expoziție nu trebuie explicată până la capăt. Liținen era cineva, era o persoană la care îi plăceau foarte mult parfumurile. Și sunt acolo niște parfumuri care exprimă epoca din vremea respectivă. Prieteni de-ai noștri, persoane care au venit la expoziție au zis: parcă miroase a bunica mea când au mirosit acel parfum. Da. Da, ce vreau eu să spun este că despre intervențiile acestea ale lui Karin în expoziție, fiindcă până la urmă te duci și vezi o arhivă de fotografii, dar dacă ești atent în expoziția asta, o să descoperi și pe Karin care se întâlnește cu Liții, în sensul că, da, e un playlist. Vorbeam de muzica din expoziție care s-a auzit în timpul întâlnirii noastre de acolo și oricând sunt vizitatori se aude. Și între, zici, da, e o atmosferă de epocă, dar între acele cântări, între acele înregistrări, este și o înregistrare cu Karin care cântă, fiindcă ea studiază la un conservator și din Franța și a strecurat acolo și cred că asta s-auzea când a spus Raul. Sunt vreo trei melodii care apar acolo, dar una dintre ele este Karin cu vocea ei, așa cum a intervenit cu mâinile la acel film, așa cum a intervenit reconstruind acel neseser al unei doamne din acea perioadă, cu parfumuri, cu obiecte, unele aparținându-i lui Liții.
Au fost niște alegeri pe care Carin le-a făcut ca autor de expoziție, fiindcă până la urmă asta e tipul ăsta de expoziție, care e și memorial și evocarea unei persoane, se face chiar în Timișoara. René Renard face așa ceva, dar ea prelucrează arhive sau sunt și alți curatori care au făcut și cu ani în urmă. E un gen de expoziții pe care eu nu l-am făcut până acum. Am mai văzut asta la profesorul meu, care picta după fotografii și un fel de nostalgie a familiei și aducea desene de la făcute de mama lui și așa mai departe. Eu am intervenit în pictură puțin și am făcut și o lucrare de pictură. N-aș fi vrut să treacă o expoziție fără să fac ceea ce îmi place și eu acolo. Dar e și călătoria asta la Paris, foarte bine documentată, parcă pentru noi, pentru mine ca autor de expoziții, să zicem aici, a fost un material foarte generos. Scuză-mă, Carin, da. Nu poți să spui că n-ai făcut ce-ți place în expoziția asta decât pictura respectivă, nu cred că poți să spui. Nu, în sensul ce-mi place ca profesie, vreau să zic, că a face expoziție este un lucru nou și la mine făceam de mult, dar acum, după niște căutări mai recente, mi-am dat seama că e o poetică în sine și că fiecare aranjare pe care, uite, și Ioana când își face raftul ăsta din spate, face o expoziție. Sau japonezii aceia când își pun mâncarea în forma muntelui Fuji, fac o expoziție. Bunicii noștri când puneau bibelouri într-o vitrină sau își puneau pozele de familie într-un loc, făceau o mică expoziție. E felul omului de a arăta ce place mai mult, de a se înconjura de frumos. Și astea le facem toți, dar cumva au început să scrie despre asta, să caute, să vadă cum fac oamenii lucrurile astea. Și mă preocupă asta. E o preocupare mai nouă pentru mine față de pictură, care e mai veche un pic. E adevărat. Profit de lucrul ăsta să spun că avem câteva mărturii pe care toată lumea le-a auzit acum în filmuleț. Dar sunt mărturii foarte personale, foarte apropiate de Liții. Dacă sunt oameni care au cunoscut-o pe Liții, deci pe doamna Kastner, cum mi se spunea în Deva, să ia legătura cu noi prin Facebook-ul lui Andrei, eu personal nu am Facebook. Sau al Galeriei 28. Sau al Galeriei 28. Noi am dorit să continuăm cercetarea, să vedem dacă găsim alte lucruri, poate reușim să extindem această expoziție, să o transformăm. Sunt proiecte care nu sunt deocamdată foarte clare în capul nostru, dar după reacții, mie mi s-a părut că există un potențial mare în diaspora, există un potențial mare în Deva. Oameni din Deva, din diverse generații, au reacționat. Da, sigur, o știu, mi-amintesc. Da, cum să nu știu pe tante. Din Deva și din străinătate, dar foarte mulți ne-au contactat. Plecați și care au scris pe Facebook. Da, sigur, o știu foarte bine, că eu am învățat franceză, am găsit fluturaș de la Decebal, deși ea nu preda oficial, făcea un privat. Și am găsit fluturaș de la elevi din mai încoace, din perioada noastră, care îi mulțumeau pentru că au cunoscut-o și așa mai departe. Deci sunt mărturile pot fi scrise, pot fi orale, înregistrate, audio, înregistrare. Putem găsi o cale să ni le trimită sau dacă cine sunt și alte fotografii. Cine nu știe exact cum să utilizeze toate device-urile astea, noi ne poate contacta în sensul acesta. Da, nu e greu, dar ce am identificat noi, că mulți au spus, când faceți la Deva lucrul ăsta? Și cred că se cere o expoziție la Deva sau o publicație sau ceva, încă nu știm, ne gândim. În orice caz, se adună material, noi am căutat să acopere tot, de la parfum, video, deci vizual, fotografie, auditiv, muzică. Am încercat să fie o experiență pe toate planurile, pentru toate simțurile și sper că... Așa a și fost calificată. Vizitatorii expoziției au zis că am creat o bulă temporală în care i-am invitat înăuntru. Da, într-adevăr, cred că am reușit să facem chestia asta, să invităm oamenii să intre în viața lui Liții, într-un fel în epoca respectivă, și cumva să o facem să fie prezentă
în momentul respectiv. Da, e un exercițiu și de lucru cu expoziția, am revin la asta. Mi-a plăcut cum a... Sigur, a fost... Noi am căutat să găsim, iată, făcând un video, sau acel cub în care e preocuparea aceasta lui Liții pentru tenis. Juca aici în terenul din parc cu familia Groza și cu ceilalți. Am găsit fotografii de la intrarea din Casa Groza cu un grup. Am găsit de lângă Magna Curia, fotografii de pe străzile Devei. Dar am căutat și felul în care am arătat lucrurile acolo. Am încercat să fie cubul acela, de exemplu, transparent. E făcut de o anumită designeriță din anii 70, cred, din Franța. Și ne-a plăcut asta, să mergem puțin și spre felul în care a cunoscut-o Karin, mai încoace, în a doua parte a vieții, să zicem, și sunt și imagini cu ea și într-o mașină modernă, nu doar aceea frumoasă cu mașina de epocă, care la vremea aia, repet, era modernă, dar am căutat astfel de rame, să spunem, în care punem această informație, aceste gânduri și sentimente, iar Karin foarte liber a lucrat cu arhiva foto și sunt, poate ați văzut acolo în filmulețe, sunt acolo unde vorbește de relația foarte frumoasă dintre ea și Isidor, a desenat așa cu fotografii o inimă, după aceea când sărim la Paris, e un fel de memorabilia, o ramă cu multe documente, cu poze cu ea și așa mai departe. La Veneția, iarăși un colțișor cu acel meniu din ziua respectivă, nu mai spun de aceste obiecte foarte frumoase pe care le-a găsit, casetele acelea de lemn, parfumurile, mănușile, toate aceste lucruri, dar și ipostaza asta mai rece de memorial cu poze aliniate soldățește care amintește de Auschwitz și de lucrurile mai grave care au fost în viața lor. Cele mai multe poze pe care le-ați găsit, o să iau o rugăminte, mă auzi? Da. Cele mai multe poze, suntem în anii 45, 40, acolo. Păi, ea s-a născut în 1909. Opt, cred că era, nu? Avem aici certificat. Da, de naștere. Sau 1909. Unde se încurca totdeauna cu data nașterii, ne spunea un an mai puțin. Ne-am întrebat de fiecare dată de ce. De ce? Avea ea o... Rosi, caută-mi pe Google, te rog, o imagine cu un aparat foto de la război. Din timpul de la finalul războiului. Ia, timpul, bine, mai avem 7 minute, 8 minute de emisiune. Vreau să înțeleagă ce-i de acasă. Spunea Andrei la un moment dat, iată-mă Andrei, în povestea aceea de pe Facebook, că ți-ai dorit din tinerețe să... 5 minute mai avem, am zis bine, să faci această expoziție. Cam de 25 de ani. Așa. Ai făcut-o acum după 25 de ani când tehnologia ne permite. Nu cred că de aceea. Cred că pur și simplu s-a făcut momentul. Da, nu asta vreau să zic. Vreau să zic că nu știu dacă îți dai seama că ea și-a dorit asta, pentru că un om care a făcut un efort fantastic în anii aia să facă aceste poze, eu vreau să înțeleagă telespectatorii. Astăzi e foarte simplu să facem poze. Atunci, la 1940, 45, 46, 47 și în primii ani după război și așa mai departe, să ai un fotograf după tine, să ai un aparat foto, înseamnă să faci o investiție, era și, presupun, destul de costisitor și foarte incomod. Voi îmi povestiți că aveți o poză cu meniu. Ia buf că eu mă duc acum cu telefonul de la hotel. Nu era o poză, scuză-mă că te întrerup. Da, și era... Ea nu era cineva care să aibă mulți bani. Soțul ei avusese, dar ea a stat 7 ani înainte. Au fost împreună incognito, dar ea nu avea banii lui. În schimb, cred că pozele respective aveau o valoare, pentru că astăzi toată lumea face poze cu nemilita. Exact. Dar i-aș dorea să știe, valoare, să lase eternității aceste poze. O poză e îngrijită. Da, arată impecabil, am văzut. Din 1944. Da? Asta. Dar sunt fotografii din 1929, din 37. Deci vă dați seama, dragii mei. Pe fiecare poză scrie ceva, aproape pe fiecare poză scrie ceva în spate. Deci i-aș dorit să se întâmple ce se întâmplă astăzi prin această expoziție. Pentru că a lăsat mărturii, ceea ce e fantastic. Da, cred că era o dorință a tuturor de a păstra lucrurile astea.
Probabil că sunt mulți oameni care au astfel de arhive acasă, care le-au mai păstrat. Sper. Dar eu inițial n-am fost. A venit Karin cu o valiză de documente și fotografia. Dacă vezi acolo notiță, 1929, știi că a apărut fotografia mai la noi cu Carol Pop de Sarmari la începutul regatului României, cu, păi, când el mergea în 1900, nu, când mergea în război, în Crimea, nu? Și avem fotografii de atunci, deci nu e mult de atunci până aici. Și oamenii ăștia țineau atât de mult și făceau eforturi. Liții era săracă. Nu era un om bogat, într-adevăr. Și Isidor nu a însoțit-o peste tot. Sunt fotografii care vin și dinspre familia ei multe și foarte frumoase. Deci unele sunt ceva... Se face și astăzi fotografie de studio, dar au o atmosferă extraordinară. Asta încercam. Erau făcute cu artă. Da. Înțelegi ce vreau să spun? Era de a dreptul. Da. Deja de acolo parcă eu, necunoscând, neștiind povestea, doar uitându-mă la ce voi mi-ați arătat și Raul și voi, femeia avea o personalitate. Eu am impresia că ea și-a dorit. Eu așa cred. Eu așa am simțit când am văzut ce voi ați făcut. Această femeie și-a dorit și ajungem acolo. Nu cred că a plecat. Cred că e aici. Pentru că ai spus, nimic nu e întâmplător după 25 de ani. Înțelegi? Azi e simplu. Astăzi noi, contemporanii noștri, acești tineri minunați pe care eu îi iubesc, zice, so what? E o fotografie. Dar atunci, în acele vremuri, să ai atât de multe fotografii când era o adevărată, wow, vedem. Eu cred că revin aici cu o chestie mai tehnică, mă iertați. Da. Avem un prieten comun, Mihai Luca, el e stabilit în Austria, a lucrat și el la Centrul Francesc cu Karin pe vremuri și Mihai Luca spunea că face în Steyr, în Austria, are niște întâlniri cu mame care urmează să nască și le învață cum să-și păstreze fotografiile, fiindcă noi nu suntem atenți, noi printăm puțin, le ținem pe tot felul de harduri și așa, care se prăpădesc și când printăm, printăm neatenți, undeva la colțul străzii, poate, și el face teste, ce se întâmplă cu acea fotografie în lumină, ce se întâmplă și le învață cum să-și țină ca, iată, peste nu știu câți ani, să facă cineva poate acest pas, să deschidă un album și să mai aibă ce vedea acolo. Noi nu mai facem asta. Scuză-mă că te întrerup, știu că mai sunt foarte puține minute, spunea, pe fiecare poză trebuie să-ți pui data și locul, pentru că te vei uita peste ani de zile când vei fi bătrână ca mine și nu vei mai ști unde este. Așa că te rog frumos să-ți scrii în fiecare poză unde ai fost și când s-a întâmplat. Dragii mei, eu vă mulțumesc că nu mai avem minute, s-au terminat deja de câteva, de vreun minut jumate mi-a spus Rosi în camera în cască că s-a terminat. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes în continuare. Cine a cunoscut-o pe tanti Liții și nu ajunge în Franța, în Franța pleci înapoi, nu? Da. Așa. Cine nu ajunge în Franța, dar ar fi frumos să căutați în Franța, mi-ar place să știu asta, pentru că chiar merită pentru povestea adusă acasă la Deva. Într-o altă emisiune poate ne povestești de ce acasă la Deva, de ce Franța, de ce are Arras și de ce alte școli. Te aștept aici cu brațele deschise, Ioana. Pentru că e o frumoasă poveste, are și Karin propria ei poveste. Am mers astăzi în povestea lui tanti Liții și am sărit-o pe a lui Karin. Trebuia să începem invers povestea lui Karin și pormal, dar mai facem lucrurile și altfel. Andrei, îți mulțumesc! Noi nu uităm că tu ești profesor la Fabrica de Talente, știți unde spun, l-așteptăm pe Andrei cât de curând, din nou aici la Tale Dimineții, pentru că el e pictor, dar e și șlefuitor de talente și după el trebuie să rămână mărturii, pentru că azi, mâine ne ducem cu toții într-o altă țară, nu în altă lume, vreau eu să cred, și să rămână după noi, așa cum a rămas după tanti Liții, o adevărată poveste de viață, dragii mei. Vedeți, asta e important în prezența la emisiunea la Dale Dimineții. Mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi, am fost live, nu e înregistrată, Nea Vasile Dan de la Hunedoara, Gabi Ionașcu, Constantin Pandia, bună dimineața, zi binecuvântată, uite Cristina, Alexa Poenar scrie felicitări Andrei și sunt mulți alții cărora nu am dat citire mesajelor. Eu ce pot să zic, drum bun în Franța,
Te așteptăm să ne povestești și altceva mai din viața așa de acolo cald. Andrei, îți dorim succes. Mulțumesc. Multe realizări. Mulțumesc pentru Raul Rossetti, colegul meu, bineînțeles, îi mulțumim pentru implicare, așa cum știm, face lucruri minunate. Aici ne luăm la revedere, dragii mei. Până mâine dimineață, stați liniștiți că nu trece mult și ne vedem din nou aici la Dare Dimineții, că mâine e vineri și e 2 august. Tot în direct. Și avem o voce, un tril, Mihaela Oprea. Cu cine vine și de ce vine? Cine mai vine? Nu știu. Vedem mâine dimineață la Dare Dimineții cu Mihaela Oprea, dragii mei. Va cânta cu siguranță, dar cu cine și de ce? Vedem mâine. Nu uitați, până mâine dimineață. Iubiți, dragii mei, că cu asta cu siguranță vom rămâne. De la Dumnezeu primim înapoi ceea ce dăruim. Iubiți, împărtășiți, dăruiți și cu siguranță veți primi. Vă pup!